Procurorii anticorupție au cerut prelungirea mandatului de arest în privința lui Igor Dodon, învinuit pe mai multe capete de acuzare. De asemenea, au fost aplicate sechestre pe mai multe bunuri. Mai multe detalii la acest subiect aflăm de la colega mea, Gabriela Suleac. Gabriela, bună seara, te ascultă. Bună seara, Victoria, bun găsit doamnelor și domnilor. Magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul Ciocana vor examina mâine cererea depusă de procurorii anticorupție, prin care se solicită prelungirea mandatului de arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile emis în privința fostului președinte socialist Igor Dodon. Procuratura anunță că demersul a fost înregistrat marți și că motivele care stau la baza înaintării acestuia sunt determinate de existența riscului împiedicării bunei desfășurări a urmăririi penale, riscului distrugerii probelor și influențării martorilor prin determinarea unor persoane de a da declarații mincinoase și riscului eschivării de la răspunderea penală. De asemenea, în cauza penală au fost puse sub sechestru peste 2 milioane de lei bani depistați și ridicați în timpul perchezițiilor efectuate la 24 mai 2022. Între timp, aflat în arest la domiciliu, fostul președinte a menționat pe o rețea de socializare că solicitarea procurorilor nu are la bază niciun argument sustenabil sau probă. De asemenea, Igor Dodon s-a arătat surprins de faptul că nu a fost prezentă presa. Amintim că fostul președinte este acuzat de acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, de îmbogățire ilicită și de trădare de patrie. Acestea au fost informațiile. La revedere! Gabriela, îți mulțumesc!